controvers la incinerarea lui Andrei Gheorghe, ce decizie a luat familia, după ce Bor a refuzat să oficieze slujba. Celebrul jurnalist Andrei Gheorghe a fost condus astăzi pe ultimul drum, sublinierei a fost incinerat la crematoriul Manvitan, în cadrul unei ceremonii restrânse. Întreg evenimentul nu a fost însă lipsit de controverse. Ce biserică ortodoxă a anuncat ce nu va oficia nicio slujbă de înmormântare sau de pomenire, familia realizatorului radio a luat o decizie nea subliniere teptat, au adus un preot care nu face parte din Bor. Potrivit România TV, la procesul de incinerare, a fost prezent un preot din cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse din exil, care a oficiat o slujbă. Faca bisericească susține ce biserica pe care o reprezint permite efectuarea de sluje religioase, sublinierei, în cazul incinerilor. Noi facem parte din Biserica Ortodoxă Rusă din exil, autonom absolut. E ordonant nere. Despre incinerare, în interiorul Bisericii Ortodoxe Române, nu a fost abordat de toate bisericile, nu e un subiect bine închegat. Andrei Gheorghe este născut în Rusia, practic rus după vibrația locului. Noi suntem biserica rus, s-a închis un cerc. El este cresubliniere din ortodox, trebuie să se menționeze acest lucru, a explicat preotul. Decizia familiei a venit după ce Biserica Ortodoxă a anuncat ce, de sublinierei, respect decizia fiecărui om, nu va participa, sublinierei, nu va oficia nicio slujbă de înmormântare sau de pomenire. Într-o intervenție în cadrul unei emisiuni de televiziune, un cunoscut preot ortodox a precizat faptul ce Biserica Ortodoxă Română respectă întotdeauna decizia fiecărui om, însă, în conformitate cu propriile înfăceturi, sublinierei, deciziile sinoadelor sale din 1928, 1933, sublinierei 2012, nu se va oficia nicio slujbă religioasă la înmormântare, sublinierei, nici pomenirile, potrivit gândul. Info. Înfăcetura Bisericii Ortodoxe refuză incinerarea. Niciun preot nu poate participa la un ceremonial de incinerare, pentru ce e interzis. Nici slujbele de pomenire nu se fac. Probabil ce familia va dori să fac slujbe de pomenire după incinerare. Se respect decizia omului. A mai spus preotul Visarion Alexa.